Uitasem, v-am adus o icoană, așa, simbolic ceva. Pentru casă nouă. Da. Mulțumesc frumos. La 28 de ani, Claudia Badea poate spune că și-a împlinit un vis. Casa ei este aproape gata, iar tânăra a fost bucuroasă de vizita senatorului Mihai Stănișoară. Asta am terminat-o prima, știți? Companii s-am avut și muncitorii care n-au fost din localitate. Am văzut de birou, așa, nu? Exact. Și l-am folosit pe post de dormitor la muncitorii care am avut. Uh-huh. Aici trebuie să fie o baie. Baia mică. Așa, baia de serviciu. Așa. Aici o să vină bucătăria, o să vină... Lucrările la casă au început în urmă cu aproape 3 ani. Acum familia Badea așteaptă doar utilitățile pentru a se putea muta. De asta așteptăm apa, canalizarea, curentul, care e problema cea mai mare. Tinerii sunt bucuroși că au reușit să-și împlinească visul. Terenul primit gratuit în baza legii inițiată de Mihai Stănișoară a fost un sprijin enorm. A fost bine venit terenul, nu pot să zic fără costuri, dar am fi reușit, dar mult mai greu probabil. Că știți cum este, trebuie buget și de teren, și pentru lucrare, și au fost costurile mai mici fără teren. Am putut avansa mai mult. Sute de tineri au primit un teren gratuit de la primăria Drobeta Turnu Severin în baza legii inițiată de Mihai Stănișoară. În cartierul de pe Serpentina Roșiori, în ultimii 4 ani, au fost construite sute de case. Zona se numește acum Cartierul Tinerilor. Deci jumătate dintre case este al nostru, jumătatea vecinului. Fix cât are loc mașina. În Drobeta Turnu Severin, până cât am fost noi la primărie, aproximativ 250 de tinere familii au beneficiat de această lege, legea Stănișoară, legea 15. Utilitățile, atunci când am plecat noi, erau gata să vină, deci urmau doar să fie demarate licitațiile pentru a se stabili constructorul și cred că nu mai au mult. Nu știu de ce nu s-au făcut până acum, pentru că iată, au trecut 6 luni de zile și poate ar fi putut să și înceapă lucrurile. Este o mare bucurie să vezi că încet, încet cartierul acesta al tinerilor prinde viață. Sigur, nu e ușor să construiești o casă în ziua de astăzi, însă așa ca o caracteristică comună a celor care am discutat este determinarea de a duce la bun sfârșit această construcție. Sigur, ceea ce trebuie să se întâmple foarte rapid și există programul european cu fondurile necesare să fie extinsă rețeaua de apă și canal până aici, urmează în primul rând apoi să rezolvăm cumva aducerea energiei electrice. Lucrurile s-au schimbat puțin legislativ, mă refer. CEZ-ul trebuie să țină cont însă de faptul că până la urmă aici este un cartier care reprezintă un număr important de consumatori pentru energia electrică. Legea numărul 15 a fost inițiată în anul 2003 de Mihai Stănișoară. A fost gândită ca un sprijin pentru mii de familii tinere care visează la o casă. La Drobeta Turnu Severin, legea a fost pusă în aplicare abia în anul 2008 de echipa PDL, coordonată de Mihai Stănișoară.